Bună ziua, prieteni! Ne revedem aici pe internet, fie pe YouTube, fie pe Facebook. Aș vrea să discutăm astăzi despre depresie, despre depresie în general, sunt mai multe forme de depresie, dar aș vrea să discutăm câteva idei importante și importante pe care ar fi bine să le știe cât mai mulți oameni despre ce este depresia, ce se întâmplă în mintea noastră, ce este de făcut, cum putem scăpa de ea. Înainte să dau cuvântul mai departe Larisei, aș vrea să vă reamintesc, pentru cei care n-ați făcut-o deja, că puteți intra pe site-ul gândeștesănătos.ro, unde noi avem o platformă de psihoterapie online care are 93 de lecții, să vă creați un cont și veți putea beneficia de primele 3 lecții cu explicații video despre ce se întâmplă în mintea și în corpul nostru atunci când avem emoții negative intense. Bun, și acum să trecem mai departe. Aș vrea să ne descrie puțin, Larisa, diferența dintre tristețea funcțională, da, aia pe care o cunoaștem cu toții, ar fi ciudat și neobișnuit să nu avem niciodată în viața noastră stări de tristețe sau chiar stări depresive, și tristețea disfuncțională, no, pe care o întâlnim în depresia, ca și tulburare psihică, în depresie. Larisa, ai cuvântul. Bună ziua! Da, atunci când vorbim despre depresie, știm că unul dintre principalele criterii de identificare ale acesteia este tristețea. Și cu toții am experimentat tristețe de-a lungul vieții noastre. Fie am trecut prin momente mai descurajante, fie am avut perioade în care ne-am simțit într-adevăr triști, însă știm că aceste perioade sunt trecătoare, țin doar câteva zile. Așadar, întrebarea care se ridică aici este, de fapt, când tristețea funcțională, adaptativă, se transformă într-o tristețe disfuncțională, dezadaptativă, întâlnită în cadrul tulburării depresive. În primul rând, este bine să avem în vedere faptul că există această diferențiere, că există o tristețe funcțională și există o tristețe dezadaptativă disfuncțională. În primul rând, când vorbim despre tristețe, spunem că este o stare tranzitorie, o emoție funcțională, care nu ne afectează neapărat buna funcționare a activităților în diferite domenii. Pe de o parte, avem mai multe sau putem experimenta tristețe în funcție de categoria de vârstă sau în funcție de interesele noastre. Și aici am putea integra tristețea în urma obținerii unei note mici la școală sau tristețea apărută în urma ratării unui interviu de angajare. Deci cu toate acestea, tristețea este o emoție funcțională. Este o resursă care ne pune în contact cu nevoile noastre, cât și cu pierderile noastre și este un mod prin care se reflectă cât investim noi emoțional într-o persoană sau într-un lucru. Pe de altă parte, atunci când vorbim de diagnosticarea cu depresie, trebuie să avem în vedere faptul că această tristețe profundă, continuă, trebuie să fie resimțită pe o perioadă de cel puțin 2 săptămâni. Această tristețe este însoțită de multe ori cu pierderea interesului sau plăcerii față de activități pe care anterior le consideram plăcute. Noi o numim anhedonie. De asemenea, se mai adaugă și oboseală, probleme de concentrare, dificultăți de somn, sentimente de vinovăție sau chiar inutilitate, precum și gânduri legate de moarte. Astfel, dacă sentimentele de tristețe tranzitorie trec sau se diminuează în timp, când vorbim despre depresie, aceasta poate dura luni sau chiar ani, fiind resimțită mai mult ca o stare letargică și depășind acea limită care o definește doar ca și o stare apăsătoare. Dacă ar fi să mă gândesc la o metaforă, aș putea să spun că tristețea este mai mult ca o zgârietură superficială. Pe când vorbim despre depresie, putem să spunem că, într-adevăr, este o rană deschisă
care are nevoie de îngrijire. Da, foarte bine spus. Mulțumim, Larisa. Uite, cu cât știm mai multe despre depresie, cu atât putem să ne dăm seama dacă este cazul să ne îngrijorăm. Chiar în timp ce vorbeai, mă gândeam la beneficiile evente din introspecție atunci când avem tristețe. Bun, mai departe aș vrea să dau cuvântul Ancăi, care ne va vorbi puțin despre credințele iraționale responsabile de stările depresive. Te rog, Anca. Da, un subiect foarte interesant și totodată foarte, foarte complex. Investigând această tulburare, unii specialiști, precum Aaron Beck, au ajuns la concluzia că cei care suferă de depresie evaluează în mod constant evenimentele în mod negativ. Cercetările din domeniu au ajuns la concluzia că există 3 mecanisme principale de gândire sau cognitive, cum le spunem noi, responsabile pentru depresie. Astfel, în primul rând, am ales să vorbim un pic despre triada cognitivă. Da, aceasta este considerată piatra de temelie în studiul depresiei. Astfel, gândurile negative pe care le avem atunci când avem depresie pot fi gânduri negative despre sine, nu? Acea tendință de a ne autodevaloriza și așa mai departe. Gânduri negative despre lume, da? Lumea este un loc rău în care nu merită să trăiești și așa mai departe. Sau gânduri negative despre viitor. Aici există o distinție importantă făcută în literatura de specialitate, în sensul că există o serie de specialiști care afirmă că gândurile negative despre viitor ajung sau sunt singurele necesare în anumite situații pentru declanșarea depresiei. În ce constă această idee? Lucrurile au fost puse, formulate în felul următor. Cu siguranță că este deprimant să am gânduri negative despre mine, nu? Cu siguranță că este deprimant să am gânduri negative despre lume. Dar ar fi oare la fel de descurajant, de descumpănitor, dacă m-aș gândi că de mâine lucrurile se pot schimba? Da, aici este o discuție interesantă ce merită aprofundată. Apoi, al doilea mecanism cognitiv implicat în depresie se referă la schemele negative despre sine, da? Acele tipare de gândire, acele lentile prin care ne uităm la propria persoană într-un mod care nu corespunde realității și care provoacă foarte multă suferință într-o tulburare precum depresia. Apoi, nu în ultimul rând, un alt mecanism este reprezentat de erorile de logică sau acele prelucrări deficitare ale informației din mediu. Okay? Cam asta ar fi legat de mecanismele implicate în depresie, dar mai există de asemenea o serie de filtre mentale care distorsionează realitatea și care ne provoacă suferință. Voi aminti câteva cu titlul de exemplu, dar sigur că discuția se poate prelungi. Un astfel de exemplu este gândirea absolutistă. Da, acea gândire în termen de trebuie cu necesitate. Totul trebuie să fie perfect, totul trebuie să fie bine. Da, eu trebuie să fac lucrurile într-un anumit fel, ceilalți trebuie să se raporteze la mine într-un anumit fel. Practic, când gândim în acest mod, ceea ce se întâmplă este că punem o presiune foarte mare atât asupra noastră, cât și asupra celorlalți și sigur că avem adesea așteptări nerealiste. Un alt tip de gândire este gândirea catastrofică. Atunci când gândim catastrofic, ne gândim că un lucru rău care se întâmplă este cel mai mare rău care se poate întâmpla. În astfel de situații folosim pentru descrierea evenimentelor termeni precum groaznic, oribil, catastrofal și așa mai departe. O persoană care catastrofează, de exemplu, își poate spune lucruri precum dacă soția mă înșală, viața mea s-a terminat. Da? Deci nimic nu mai contează, totul se termină aici. Ok.
Un alt filtru mental care ne creează distres emoțional în depresie este gândirea emoțională sau cele raționalizări emoționale. Ce înseamnă acest lucru? În acest caz, pentru a interpreta realitatea, ne ghidăm după emoțiile noastre. Da? Deci dacă eu simt că un lucru este adevărat, înseamnă că el chiar este adevărat. Dacă simt că se va întâmpla un lucru, da? Dacă simt că o catastrofă e pe cale să se întâmple, cred cu tărie că acel lucru chiar se va întâmpla. Așa cum am zis, acestea sunt doar câteva exemple. Ideea de bază și ce merită să reținem aici este că prin modificarea felului de a gândi putem modifica emoțiile pe care le avem, emoțiile disfuncționale, precum depresia, și să o eliminăm din viața noastră. Da, mulțumim mult, Anca. Foarte interesantă explicația. Chiar mă gândeam că mulți oameni, destul de des, spun ceva de genul simt că mor. Și în realitate, nu, este un gând, nu? Până la urmă ai mai murit ca să știi cum se simte. Dar asta în timp ce te ascultam, foarte interesant, mulțumim. O să dau acum cuvântul Ralucăi, care ne va vorbi despre una dintre principalele sau cel mai importante intervenții în vindecarea de depresie, în mod special la începutul psihoterapiei, despre activarea comportamentală. Raluca, te rog. Da, eu voi vorbi despre activarea comportamentală și aș vrea să pornesc de la ideea că printre cele mai frecvente simptome ale depresiei sunt, așa cum a punctat și colega mea, Larisa, lipsa de energie și pierderea interesului pentru activitățile zilnice și chiar pentru viața în general. Și firește că asta duce la inactivitate și retragere socială, adică persoanele care suferă de depresie ajung să se implice într-o gamă restrânsă de comportamente, pasive, repetitive, solitare, care normal că le aduc puține emoții pozitive și satisfacție. Și problema este că acestea sunt exact comportamentele care mențin depresia. Adică dacă stăm să ne gândim cum să nu te simți deprimat dacă nu faci nimic care să-ți aducă plăcere, bucurie, sentimente de realizare, de ce nu? Și atunci, în mod evident, una din modalitățile de a ieși din depresie este planificarea zilnică a unor activități cu sens și cu scop, a unor activități stimulative care să aducă recompense și sentimente de realizare. Și cumva scopul principal este de a trăi viața în funcție de valorile și obiectivele personale, nu de stările de moment, pentru că asta e una din cele mai mari capcane. Astfel încât persoanele care suferă de depresie să simtă că viața chiar merită trăită și viața are un sens. Și pornind de la asta, se recomandă ca persoanele care suferă de această problemă să se implice zilnic în activități productive, chiar dacă nu simt motivația de a face asta. Iar lipsa de motivație, din nou, este un simptom foarte comun în cazul depresiei. Și aici aș puncta un aspect valabil pentru toată lumea, și anume faptul că nu trebuie să așteptăm să fim motivați ca să facem ceva, deoarece motivația se poate construi și se poate crea prin ceea ce facem, adică prin comportamente și prin acțiuni. Și practic, odată ce ne implicăm în activități productive, cel mai probabil o să crească și motivația. Pe principiu, pofta vine mâncând, cu toții cunoaștem acest proces. Și ideea de bază este că acțiunea creează motivația, ceea ce înseamnă că prima dată facem, abia după aia ajungem să ne simțim mai bine și să fim mai motivați și inclusiv să fim mai motivați ca să facem alte activități care ar putea să ne aducă plăcere sau să ne aducă sens. Foarte, foarte bine. Mulțumim, Raluca. Uite că putem folosi informațiile astea nu doar ca să scăpăm de depresie, dacă am avea la un moment dat, ci și ca să o prevenim. Bun. Acum aș vrea să-i dau cuvântul colegei mele, Ioana, care ne va vorbi puțin despre ce e nevoie să facă un om ca să se vindece de depresie, fie că este sau nu nevoie și de medicație prescrisă de către medic. Ioana, te rog.
Nu te auzim. Nu te auzim, ia să vedem. Da, am pus pe mut, scuze, ca să nu se audă. Da. Și am uitat să iau, da. Da, în primul rând, pentru că noi vorbim aici și facem, practicăm psihoterapie cognitiv-comportamentală, cred că e important de menționat ceea ce ne arată studiile de specialitate în privința eficienței acestui tip de terapie în cazul celor care se confruntă cu tulburare depresivă. Iar cel puțin la momentul ăsta, cercetările arată că în jur de aproximativ în 75% din cazurile celor care se confruntă cu depresie și apelează la psihoterapie cognitiv-comportamentală, înregistrează progrese semnificative în timp. Da, ăsta cred că e un aspect important, asta pentru ca cei care ne urmăresc să înțeleagă cam care este eficiența acestui tip de terapie. Apoi, apropo de ceea ce ai spus referitor la terapie și medicație, pentru că e o întrebare care mi se adresează frecvent, fie că vine din partea clienților sau pur și simplu a oamenilor interesați de acest subiect, referitor la ce trebuie făcut sau ce ar funcționa, ce ar fi mai eficient. Răspunsul ar fi următorul: nu există o rețetă. Adică, în cazul tulburării depresive, dacă nu vorbim desigur de depresie majoră, unde prima indicație este medicația și în completare psihoterapia cognitiv-comportamentală, cu excepția acestor cazuri, psihoterapia cognitiv-comportamentală poate să fie suficientă și poate da rezultate bune și foarte bune în timp. De fapt, care este aportul fiecăreia dintre cele două, da? Medicație respectiv psihoterapie? Medicația ajută pe partea funcțională. Altfel spus, dacă persoanele, pentru că în depresie știm, somnul este afectat, concentrarea de asemenea poate să se deterioreze în timp și chiar și alimentația să aibă de suferit, dar medicația vine să ajute persoanele să funcționeze mai bine sub oricare dintre aceste aspecte. Da? Altfel spus, dacă oamenii ajung să nu se mai poată odihni, să nu mai poată mânca corespunzător, să nu se mai poată concentra la ceea ce au de făcut, atunci răspunsul este da, e nevoie și de medicație. Practic, acesta este și rolul medicației, da? De a ajuta persoanele să fie mai funcționale, sub cele trei aspecte în principal. În rest, intervine rolul psihoterapiei, în sensul în care, așa cum au explicat și colegele mele, când vine vorba de intervenție, da, noi acționăm în principal la două niveluri. Este nivelul comportamental, prin planificarea activităților plăcute, relaxante, și nivelul cognitiv. Da? Sau nivelul care vizează gândurile noastre iraționale. Psihoterapia cognitiv-comportamentală are un aport semnificativ în ceea ce privește partea aceasta de restructurare cognitivă, pentru că oamenii este important să înțeleagă că tulburările emoționale în general, fie că vorbim de tulburări afective, cum e cazul depresiei sau tulburări anxioase, sunt rezultatul anumitor convingeri distorsionate pe care ni le construim de-a lungul timpului. Și psihoterapia cognitiv-comportamentală are rolul de a explica cum aceste gânduri, da, care devin automate, inconștiente de cele mai multe ori, influențează stările emoționale și acțiunile, comportamentele oamenilor, iar în cazul tulburării depresive ajută clienții să învețe cum anume să-și gestioneze aceste convingeri iraționale, astfel încât să le poată înlocui cu unele mult mai sănătoase și să reușească să se reechilibreze. Da? Deci, altfel spus, cele două, partea de medicație și de psihoterapie, se completează reciproc, da? În sensul în care dacă medicația ajută ca oamenii să funcționeze ceva mai bine, da, partea de psihoterapie îi ajută să-și înțeleagă și să învețe să-și înlocuiască aceste gânduri automate și total ineficiente. Foarte bine spus. Mulțumim mult, Ioana. În timp ce vorbeai și, uite, discutăm și despre medicație, mă gândesc
cât de mulți oameni cred, după ce ies de la psihiatru și văd pe rețetă și un antidepresiv, nu? Că, cât de mulți oameni care suferă de anxietate, scuze, cred că atunci când văd pe rețetă și un antidepresiv dat de psihiatru, că ei suferă de depresie, când în realitate ei pot să aibă o tulburare anxioasă, cum e anxietatea generalizată sau alte forme de anxietate, care la rândul lor sunt incompatibile cu bucuria, cu plăcerea, cu relaxarea, ca și în depresie. Și atunci mulți oameni cred că ei suferă de depresie, când în realitate suferă de o formă de anxietate. Însă tratamentul principal de bază pentru vindecarea de anxietate este tot un medicament antidepresiv. Da? Deci nu doar anxioliticul, da, oamenii știu despre Xanax, Anxiar, Rivotril. Da, asta mi-a venit în minte și m-am gândit că ar putea să fie folositor pentru cei care ne ascultă. Mă bucur că am discutat despre depresie. Sper că am cât mai mulți oameni care suferă de depresie să apeleze la ajutor, da? Chiar dacă știu că lor le este foarte greu. În general, ei au probleme cu energia, cu motivația, cu speranța. Sper totuși să apeleze cât mai mult la ajutor, pentru că ne putem vindeca de depresie. O zi cât mai liniștită!